Bună dimineața, câmpiană! Bună dimineața, prieteni! Neamișule, ce faci, bre? Sector! Ce sector? Sector! Ah, uite, veni de cu motor, a face curățenie acum de dimineață, am băut cafeluța cu el, cu câmpiana, am fost puțin la cumpărături și nu-l las pe Neamișu, uite, am luat ceva rece, o bere rece. Așa respectăm noi pe Neamișu. Da, astăzi, uite, am fost, am luat, uite ce pune pe grătar. Nu mai, nu mai pui, nu mai mâncăm carne. Eu zic că e bun puiul ăsta de... Da, mixiu, e doar de hanul boieresc ăsta. Eu zic că e bun, niște ficăței. What? Aripioare. Aripioare, lui David, lapte, alea, tot cum am. Mai puțin fără carne astăzi. Astăzi facem așa, doar legume cu niște pui, punem așa întregi pe grătar. Nu, Neamișule? Păi da. Serios, păi lasă carne așa alea. Că bun ai luat. Azi e sâmbătă. O să merg după aceea să luăm. Nu, mai fac bine. Așa, Neamișule. Să șerg eu scaunele, să punem praful. Și puii să le băgăm înăuntru, că uite, a făcut numai mizerie. Puii au ieșit din cote, dar nu știu cum. Bine, dar facem mai târziu, facem grătărelul, doar cu pui. Punem 2-3 pui pe grătar, când pune niște legume. Da. Na, că e sâmbătă și stăm aici și mi-a povestim, împreună cu Neamișu, o chemăm și pe Lumina, pe Leonardo, cu Dănuț. Ascultăm azi o muzică acolo, pornim sistemul. Adică ce sărbători? Nimic, așa e la sfârșit de săptămână, mâine la biserică, ce vrei să facem? Uite. Păi așa e la sfârșit de săptămână. Mâine. Ce să facem? Sănătos să fim, câmpiană. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea liniște și sănătate. Ce să zic, fraților? Eu am fost, na, pe unde am fost și nu mai mă duc să-mi bat capul sau ceva. Eu stau și vedem noi până la urmă. Dumnezeu să ne dea liniște și mă rog la Dumnezeu să fim întregi, eu și familia mea și voi, prieteni, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea sănătate și liniște. Că în rest, dacă avem sănătate, le avem pe toate. Da. Acum ce să facem? Să ne omorâm, să facem, să alergăm, să disperăm iar de banda alea? Lasă, frate, că o să vină și banii dacă avem liniște și sănătate. Ce să facem? Nu așa, bre, Neamișule? Să fim întregi, familia noastră și voi, prieteni, să vă rugați la Dumnezeu, să fim liniștiți, că restul... Leu, Neamișu, mai bine sărac și curat. Na. Astăzi, uite, o vopsesc eu pe câmpiană. Hai, Dania Mișule, cine mă vopsește? I-am luat o vopsea și eu o vopsesc. Serios. O să mă duci tu la salon? Nu, mai bine să te fac duci eu. Să mă duci tu, mă faci acasă. Nu, aici ne facem de lucru, câmpiană. Ce vrei să facem? Da. Câmpiană, uite, stăm, Mișule, povestim, mai bem un par de apă, mai bem o cafea, mai nu știu ce. Da. Să, nu ce cumva să facem, tu faci câmpiană? Mișto de mine. Câmpiană, avem și noi o vârstă. Ne rugăm la Dumnezeu să ne țină așa sănătoși. Nu vă mai certați cu mine și voi și Dănuț și toată lumea, că avem și noi o vârstă, avem și noi peste 40 de ani acum. Ce vrei să facem? Am îmbătrânit la 40 de ani. Când bine, am muncit și noi în tinerețe, ce să zic, am luat de jos, a fost greu, am avut probleme. Acum ce vrei să facem? Stăm așa, mulțumim lui Dumnezeu să fim liniștiți. Le-am mai povestit eu la prieteni cum a fost, dar nu le-am povestit mult, că nu pot. Așa să le povestesc cum de la 11 ani. Ia, Neamișule, filmează-mă și pe mine un minut. Ia. Să nu ia câmpiană, să mă vadă și pe mine, nu? Că i-a plecat prietenul. Da. Ce să zic? Asta e, mai povestim câmpiană astăzi. Ne povestim unul la altul, sau cum? Păi da, câmpiană, că 2 ani de zile n-am fost împreună. Ia, și de asta nu mai puteai tu. Nu mai certați cu mine. Ce să fac? Unde să mă o să disper, să alerg, să fac ceva, vreo nebunie de bani? Nu, frate. Lasă, da. Așa, de vorba lui Neamișu, mai bine sărac și curat. Dar ia zi-mi, ia zi adevărul. Ce? Ia zi adevărul. Și nu ți-a fost mai bine fără mine, că nu mai zici că l-am la cap? Nu mai vorbim prostii, lasă, vorbim ce trebuie. Că uite și prietenii noștri și lumea care ne vede, care ne urmăresc, le mulțumim din suflet.
Și datorită lor am ajuns și noi și avem prieteni și am ajuns la 5-6 mii de vizualizări. Vă mulțumim. Hai să vă spun ceva. Înainte, nu știu, haideți să vă întreb, nu știu care e problema. Îi mulțumim lui domnul Leo și lui patroana. Da, și la prietenii noștri care ne urmăresc, care ne susțin și mesaje și tot. Dar nu știu ce se întâmplă, că aveam înainte, când am făcut primele filmulețe, aveam 10.000, 12.000 de vizualizări. Acum, nu știu, mai mult de 6.000 nu ajung. Nu știu care e problema. Vă rog, prieteni, dați și voi un share acolo, distribuiți canalul. Eu știu cum e procedura, că voi știți așa cum e. Dați un share, da, distribuiți să vadă lumea toată din toate țările. Și vă mulțumesc din suflet. Și vă rog să vă abonați, cei care nu sunteți abonați la canalul meu, abonați-vă, vă rog frumos. Că datorită vouă am ajuns... Nu lași la mine, Leamișule, că fac 1700 de abonați. Nu lași, că-ți cerg eu. Și... Păi eu ce? Da. Am eu, da, Leamișule. Am spus să lasă la mine, să nu mai șteargă el umbă. Și auzi el ce să facă, să uite la mine. Lasă-le, Leamișule, mai târziu, uite, facem un gătărel aici, de pui, de alea, bem o bere, uite, beau și eu un pahar, nu mai beau. Da. Și mai povestim, ascultă muzică și, uite, să vină de noi mai târziu, când facem live cu ăsta. Să facem unul zi cu muzică. Eu de pe canalul meu, mai pe seară, facem unul cu muzică. Adică, cum spune cu mine vorba, fără bani. Adică, da, ascultăm muzică, dar muzică de asta care nu o să nu ne blocheze cont. O să facem live. Da. Prietenii, atunci ne auzim mai pe seară, de fapt mai pe răcoare și mai povestim. Ce să vă zic? Vă rog să ne urmăriți că povestim situațiile care ce-am făcut. Nu avem ceva special pentru voi. Dacă vă place, ne urmăriți, prieteni. Vă pupăm, o zi frumoasă, cât mai liniștită astăzi, în weekend. Distrați-vă la sfârșit de săptămână, plimbați-vă pe o terasă, pe unde știți voi, că și eu aș face la fel, dar nu, încă nu pot. Dar am zis, când pot, o să vedem. Vă mulțumesc. O zi faină. Am revenit, prieteni, așa cum v-am zis, că mâncăm de pui, roșii. Muștele astea m-au distrus. Păi dăm drumul, mă, uite, cu soluție și dăm drumul la ventilatorul ăla. Da, dar după ce filmez când e, să nu se aude. Da, da. Ai când pe numai, ai acolo la picăței ăia. Un pic. Niște picăței de pui, micul dejun așa de dimineață cu picăței cu niște aripioare de pui. Unde e Leamișu? O roșie de asta bună. De grădină. Aveam și eu ăla de scară, unde? Ia mă, filmești pe mine. Nu te vezi, degeaba te filmezi. Păi? Bate soarele. Am încă o roșie, așa. Cu unde asta de pui. Am și căței. Se trezește David. Au numai de pui. Nu, nu zice ce avem aici, fiindcă astea au. Căței, zici, bun, mie îmi plac. Îmi dăm cafeaua. Mi-ai zis, ce-ai dat drumul iarba apoi? Să ciugulească și iarbă de pe aici. Păi, doamne, dar nu duce mi-te ne fac. A, bă, așa, așa e. Să-i spălăm, că n-ai ce să faci. Unde să-i dăm drumul? Bate soarele în ea acolo. Cum? A zis... Ce? Vecinul nostru, din partea cealaltă, Gugu, că ne dă un bișon. Mic. Căine? Da, bișon, bișon. Da. A dat, el a dat... cât a? 8 milioane ai zis că a dat. 8 milioane pe el și deja are pui. Păi și a zis că ne dă, că și noi am dat. Doamne, dar ce pâine aveam noi acolo în casă. Păi fix ca pufi, ca cum aveam noi, că a și zis. Codruț. Că codruț e... codruț e. Da, aveam niște câini, doamne. Ia de la fiul tău. Ce? Hai să spun și pe canalul meu,
Ce faci cu asta? Dă-o la Odonuț. Ce? Cum era? Nu am... Nu e cum pe nu pot. Hai să spun și pe canalul meu, că revenim mai târziu și i-am invitat pe nepoții ăștia mei, ai lui Vorul meu, al lui Butoi. Vină pe la noi, facem un grătărel și povestim. Dar acolo am crescut cu ei în curte, cu Vorul meu ăsta, care nu ne-am certat în viața mea cu el, cât am trăit acolo 30 de ani. Și n-am avut probleme cu el. Tu de nu ți-ai crescut acolo copiii lui. Eu o să spună Marica ce ravaj îi făceai tu pe acolo. Deci eu mă certam cu Mădălina. Să specific aici cu vara mea, Mădălina. Mă certam și părinții nu se băgau. Cum ne certam așa, ne împăcam. Asta mai băgăm noi, să mă cert eu cu bărnă. Păi. Dar rău de tot, nu ca așa. Rău. Am și, știi că am semnul și acum în cap de la ea? I-ai dat-o cu bicicleta peste ea și ea ți-a dat-o în cap. Nu, ea a început. Dar dusă cu Pietroiu direct în cap, mi-a spart cap. Mamă, dar bune sunt astea aripările, îmi plac. Da. Se uite, cred că se uite, te urmărește vărut. Păi cum se da. Da. Adică, nu știu, nu am toată lumea le plac pui, dar ăștia, care sunt galbeni așa buni, eu mai mănânc, pentru că unde am fost eu la facultate, acolo nu se mănâncă pui. Pui, ouă, n-am mâncat timp de 2 ani. Am zis când o să vin acasă, o să mănânc într-una numai pui și ouă. Mă, o să te sat. Hmm? Da. Acolo nu se mănâncă așa ceva. Dar ce facem noi cu pui? Când o să crească, trebuie să-i tăia și eu nu pot să mănânc din ei. Nici eu nu știu cum fac. Nu știu, nici eu nu pot, că sunt crescuți aici. I-am crescut noi și nu pot să-i tăia să mâncăm. Le-am văzut eu cum... Cum? Cu câine, dar nu mai eram bună, dar minte să mai le tăiem să mâncăm din ei. Le vindem. Aha, le vindem. Mănâncă David, Leonardo. David, care David? Că David nu te lasă, nu știi? O să-i tai în amișu și nici nu vreau să stau aici. Când o să-i tai. Mamă, ce dar faină. Nu sunt mexi carne, sunt din aia... E ouă. Da, să fac ouă aici pe bătătură. Da. Nu mâncați. Eu nu pot să mănânc. De-aia am zis să nu fii multe, că uite. Nu pot să mănânc de dimineață. Ei nu pot să mănânce dimineața. Pe cât e ceasul? Mănânc eu, David, cum să-l trezim, mănâncă și da, eu. Da, mănâncă, David, eu. Și până mai târziu, mai pe la 5-6, revenim cu grătarul și cu nepoțelii ăștia și povestim viața anilor 80. Care 80? Ai tăi, acolo. Anii 80, ca piesele alea, melodiile alea, anii 80. Mă iau odată. Știi ce am eu de acolo, de la... De la casa de acolo. E video pe YouTube, dar e privat. Când eram eu mic. Se vedeau mașinile tale, alu Celesu, alu Butoi, tot. Bun, unde sunt casetele alea video? Nu știu, eu am doar un video. Acolo, în salon, în curte, pe gard. Vreau să-l punem pe YouTube. Nu pot, că e muzică pe el. Și de-aia l-am pus privat. Știi cât are video ăla? Are 13 ani de zile. 13 ani apare acolo, dar acum 13 ani e pus. Ce muzică e? Că atunci dacă e muzică... Snoop Dogg. Îl vedeam. Îl punem așa măcar. Nu, trebuie să căutăm casetele alea video la casă acolo. Întrebăm pe Butoi, pe Marica. Ca să punem. De la... Botezul Lumina, de la nunta mea. Doamne, dar ce nunta am avut eu. Cam povești. Rar se făcea nunta atunci. Cam povești. Avea trei coadi, a? Stai că eu am o poză. Stai că eu arăt acum. Pot? Eu când eram în brațele lui mama mic, la Florinul acolo, Florin, Lucica, mama și eu în brațe. Și o punem pe copertă acum, nu pornim. Da. Nu mai mi-aduc aminte, ai găsit-o? Da.
Nu mai mi-aduc aminte de nu. Punem aici la... Nu știu, era în perioada aia era botezul lui Nasi. Da? Da, era botezul lui. Să vezi ce păr lung avea. L-am botezat pe Nasi? Da, da, da. Cred că l-am botezat pe Nasi, pe Gronț. Să vezi, mamă, ce codițe aveai tu. Păi da, așa se purta cu când... Și Florin, să vezi ce slab era. Așa se purta. Să căutăm... casetele alea. Nuntă ca în poveste. A fost a doua cameră video la nuntă de se filma. Nu era așa ceva la noi. A fost prima la Leo, când s-a însurat Leo, prima. Cred că ați văzut-o la Leo. Nu cred că la Alin. A pus-o Alin. Botezul lui a pus. Da, și nuntă. A pus și nunta lui Leo. Și ați văzut cum erau țiganii. Păr mare, cum se purta odată, nici nu, cât am râs, cum arătam eu. Și să vezi și la nunta mea, Dănuț, nu știi tu. Păi, nu știu. Unde erai tu? A fost a doua filmare în Strehaia. Prima a fost la Leo, filmare video, și a doua la mine. Dar străbunica, în ce an a murit? 2015. Nu, nu are cum 14. Nu, 2015. 2015, Dănuț. 2015. Când eram noi la Obis cu Leo, cu Anca. Da, chiar atunci. Am venit de la Obis acasă, eu știu. Că era baba, era bunica bolnavă. Da, nu știu de ce am adus subiectul ăsta, am zis, pentru că străbunica a chinuit mult. Da. A văzut multe la viața ei, ea ca mamă. Deci am zis și pe canalul tău, deci rar. Rar femeie bunică ca ea. Da. Căutăm filmări și o să vă punem, prieteni. N-ai nicio poză cu bunica puternică? Ba da, cred că avem. Căutăm și punem. Cred că o bunică de milioane. Da. Uite, uite cum zboară. Zboară și uite. Se joacă și. Ala e bodyguard-ul al roșu ăla. Simba, uite ce nume i-a pus. David. Am mai rămas, cred că 20 mai avem. Stai să vezi ce o să fie atunci când o să ne dea câinele. Cu David. O să fie teroare cu David. Hai, mâncați și voi. Chiar să spun la prieten. Eu am mâncat. Să fie de bine. Până la 5-6 mai târziu. Revenim cu live-urile. Nu, cred că în seara să facem un canal, un live pe canalul meu. Merge pe al tău acum. Merge să faci pe al tău. Fac pe al meu. Eu nu prea știu până mă văd și eu cum e cu YouTube. Da, da, facem de pe telefonul meu. Că nu se vede bine pe al tău. Facem cu canalul tău, bun. Nu, de pe canalul tău facem. Ah, ok. Așa că, prieteni, vă rog să ne urmăriți. Am și eu 2-3 săptămâni de când am canalul ăsta de YouTube. Vă rog să ne urmăriți, vă mulțumim frumos. Și revenim mai târziu. Hai. Vă pupăm, prieteni, o zi frumoasă și ne auzim mai pe seară.